Emisiunea Casa Iubirii este una plină de surprize. Urmează gala din 1 octombrie. După atâtea eliminări în această perioadă, se pare că la eliminare nu va fi niciun concurent. Duminica aceasta va fi o gală fără eliminare. Sunt concurenți de eliminat, după cum știm cu toții, sunt concurenți în Casa Iubirii care ocupă spațiu în emisiune degeaba. Din cele ce se vehiculează, următorii eliminați vor fi Cosmin și Catinca cu siguranță. Se pare că Cosmin și Catinca nu au avut o relație reușită și le-a stricat planul staffului, așadar vor fi următorii eliminați. Așadar, favoritul galei de duminică va fi Bianca. Bianca primește cecul de 5.000 de lei și va fi favorita publicului. Să vedem cum va evolua relația dintre Larisa și Anton. Din câte se vede, Larisa a cam vrut să scape de George. Oare Antonii să fie doar o scăpare a Larisei de George? Se prea poate ca Larisa să nu îl vrea nici pe Antonii. Concurenții acestui sezon sunt foarte slabi și cumva se prea poate ca cei vechi să aibă notorietate și să tot câștige ei cecurile de favoriți ai publicului. Ionuț și Bianca vorbesc în spatele culiselor să rămână împreună și după terminarea acestui sezon. Mihaela și Robert undeva la 90% se vor împăca și cei doi vor fi împreună până în marea finală. Cristina și Radu se pare că vor avea un date de împăcare și acolo cei doi se vor înțelege și își vor continua cunoașterea în Casa Iubirii. În marea finală vor fi aproximativ 3 cupluri care se vor lupta pentru marele premiu. Abonează-te și lasă un like la acest video, mulțumesc! Robert a dezamăgit foarte mulți susținători, pentru că a format foarte multă ceartă cu Radu, dar și cu Mihaela. Robert reacționează prea mult la atacurile lui Radu și de aici Robert este jos. Radu are o strategie destul de bună pentru că știe să-l joace pe Robert. Dacă Robert nu se va opri din a-i băga în seamă, nu îl mai văd în top. Cei care îl susțin pe Robert au pretenții de la el, că de la Radu ce să ai, îl știm cu toții, atâta poate. Deja sunt foarte mulți concurenți care necesită să fie eliminați, însă se pare că sunt ținuți acolo parcă cu forța. Astăzi, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de Se încin spiritele după ce Radu o cheamă pe Bianca în camera roșie. În episodul de astăzi, Radu decide să o cheme pe Bianca în camera roșie pentru a discuta cu ea. Când a ajuns în camera roșie, Bianca-i nu i-a venit să creadă că Radu este cel care a chemat-o și a aruncat cu perna în el. Deci nu e posibil așa ceva. Eu nu înțeleg ce tot vrei de la mine, a exclamat Bianca. Ia-ți perna înapoi, a răspuns Radu, amuzat de situație. În loc să discuți normal pentru chestiile astea, tu faci așa, a spus Bianca. Păi nu ți-ai făcut ratingul pe ziua de astăzi și na, îți trebuia și o cameră roșie, a continuat Radu. Mie mi se pare că tu nu ți-ai făcut rating. Mie mi se pare că noi discutăm aceleași lucruri care se repetă, va replica Bianca. Înseamnă că cineva dintre noi doi trebuie să se oprească. Ce zici? Întreabă Radu. Bianca nu a mai putut să-și țină lacrimile în fru, așa că a decis să întindă mâna lui Radu și să plece cât mai repede din camera roșie. Bianca își iese din fire astăzi. Bianca izbucnește în plâns în camera roșie cu Radu. M-am plictisit de tine și de emisiunea asta. Bianca izbucnește în lacrimi după ce este chemată de Radu în camera roșie. Aflați de la ce a pornit totul astăzi, 26 septembrie, într-un nou episod din Casa Iubirii. Ok, eu mă opresc, eu ți-am zis pe conexiune că eu mă opresc, dar te rog frumos să termini aici, a spus Bianca, cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă. Și te rog frumos să te calmezi că n-ai motiv pentru care să plângi, a spus Radu, după ce a văzut-o pe Bianca plângând. Ia-ți și perna, te rog, ia-ți perna, Bianca. A mai spus Radu, încercând să facă haz de necaz. Astăzi, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, se încin spiritele între Radu și Bianca. Deși a plecat din camera roșie, Bianca a fost chemată înapoi, dar și Radu. Ajunsă înapoi în fața colegului ei, Bianca izbucnește în lacrimi și spune lucruri dureroase.
Nu te-am călcat cu nimic pe coadă, niciodată nu ți-am zis ție că n-ai vorbit destul pe conexiune. Un exemplu simplu, concret, poți să-mi dai. Nu pot să mă calmez pentru că m-am plictisit de tine și de emisiunea asta, gata. Eu nu mai vreau să stau în camera roșie, pierd timpul cu el. A spus Bianca, plângând și părăsind, din nou, camera roșie. Deci o să mă lași să vorbesc singur. A spus Radu. Ce se întâmplă mai departe aflați astăzi, 26 septembrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele 10:00 și 16:30, doar la canal de. Gala de mâine se anunță una plină de multe emoții și suspans, deoarece se vor face din nou nominalizări și trei concurenți vor ajunge în pericol de eliminare. Emoții și lacrimi în Casa Iubirii. Concurenții vor face nominalizări neașteptate. Pe de altă parte, Anton o va nominaliza pe Katinka, iar Ionuț o va vota tot pe Katinka. În cele din urmă tânăra va izbucni în lacrimi deoarece nu și-ar dori să plece încă acasă. Am zis că nu mai plâng, scuzați-mă. Va spune Katinka. În cele din urmă, George o va nominaliza tot pe Katinka, iar tânăra va fi în pericol de eliminare și își va aștepta verdictul spre finalul ediției de gala de mâine. Aflați cine va intra în cursa de eliminare și ce se va întâmpla duminică, 24 septembrie, de la 16:00 și 19:00, la canal de. În ediția de duminică, 24 septembrie 2023, în Casa Iubirii va predomina o atmosferă tensionată și emoționantă deoarece concurenții vor fi nevoiți să facă din nou nominalizări spre eliminare și se vor declanșa momente pline de suspans. Întrebată cu cine va vota, Cristina a răspuns că îl va nominaliza pe Robert deoarece a jignit-o de multe ori, în vreme ce Larisa a mărturisit că nu știe pe cine să voteze și atunci l-a nominalizat aleatoriu pe Cosmin. Emoții și lacrimi în Casa Iubirii. Concurenții vor face nominalizări neașteptate. Momente emoționante și lacrimi în gala de mâine a emisiunii Casa Iubirii. Andreea Mantea va face un anunț important. Nominalizările făcute de concurenți vor declanșa situații tensionate și multe lacrimi. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare pe micile ecrane noi momente uluitoare, noi concurenți dornici să-și caute jumătatea, dar și multe tensiuni și răsturnări neașteptate de situație. După ce în gala precedentă Irina a fost cea care a părăsit emisiunea, în această săptămână băieții au avut parte de o mare surpriză deoarece o nouă concurentă și-a făcut apariția în pragul casei lor și a făcut furor cu aspectul ei fizic și felul ei de a fi. Tânăra a mărturisit că a venit să îi cunoască mai bine pe Cosmin și pe Laurențiu pe care i-a admirat din prima clipă în care i-a văzut, însă ambii concurenți i-au transmis mai voalat sau nu că nu își doresc o perioadă de cunoaștere cu ea. Ionuț nu mai poate rezista și dă cărțile pe față în privința relației cu Bianca. Radu și Cristina ajung din nou într-un punct critic. Între Radu și Cristina lucrurile nu stau prea bine. Bianca pentru mine este cel mai mare trofeu. Ionuț nu mai suportă și răbufnește sâmbătă, 23 septembrie, în Casa Iubirii. Sâmbătă, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale, Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de, Ionuț nu mai poate rezista și dă cărțile pe față în privința relației cu Bianca. Bianca pentru mine este cel mai mare trofeu și punct. Nu mă interesează pe mine bani, nu mă interesează, mi fac. Eu am nevoie de o femeie cu care să întrețin ceva, să creez o familie, o afacere, o chestie cu care pot să mă ridic în viață, nu doar să vin în emisiune să stau pe canapea, bună Bianca, ce mai faci și după să ieșim din emisiune și gata, fiecare pe drumul lui, a explicat Ionuț pe un ton răspicat. În episodul de sâmbătă se creează o dramă în Casa Iubirii. Relația lui Ionuț cu Bianca este pusă la îndoială, motiv pentru care Ionuț răbufnește și va simți nevoia să explice ce reprezintă Bianca pentru el. Mereu persoana de lângă mine va avea un loc special și eu știu să ridic omul de lângă mine în orice situație, a declarat Bianca. Important, Ionuț, este să nu te deranjeze pe tine pentru că din partea mea nu a fost nimic, a spus Bianca.
Nu s-a întâmplat ceva să-l deranjeze, a răspuns Laurențiu, acompaniat de Ionuț, care a spus că nu este deranjat de nimic. Ionuț nu mai suportă și răbufnește sâmbătă, în Casa Iubirii. Din nou, Radu a supărat-o pe Cristina și a decis să se revanșeze cu o melodie romantică și cu un dans. În timpul dansului, Cristina va fi evitantă față de Radu, deoarece gestul lui romantic nu este de ajuns ca să repare toată greșeala. Mă enervez, spune Radu, în glumă, în timp ce dansează cu Cristina. Și tu pe mine, foarte tare, și nu se rezolvă totul așa, cu o melodie, răspunde Cristina.